Bună ziua! Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre o întrebare pe care o primesc foarte des și anume de ce nu îmi găsesc un partener potrivit sau de ce eu fac tot ceea ce ține de mine ca să îmi găsesc un partener și cu toate acestea nu apare nimeni în viața mea sau dacă apare este cineva cu care, iată, eu nu relaționez la nivel emoțional și spiritual așa cum mi-aș dori și ajung tot în punctul de unde am plecat, adică sunt singur iarăși. În primul rând, primul partener potrivit pe care trebuie să-l avem în această viață suntem noi înșine. Deci dacă noi nu ne potrivim cu noi, dacă noi nu ne potrivim cu ceea ce suntem noi, cu ceea ce ne dorim de la noi, dacă nouă nu ne place să stăm în primul rând singuri cu noi înșine, sunt foarte puține șanse ca altei persoane să-i placă să stea cu noi. De ce? Este foarte simplu, eu la nivel vibrațional emit o anumită stare permanent. Și această undă vibrațională ajunge la toți cei din jurul meu, astfel încât dacă mie mi este frică de oameni, dacă eu am convingeri limitative, dacă eu trăiesc o viață de restrângere, de limitare, de încrâncenare, toată această frecvență vibrațională va ajunge la oameni din jurul meu, chiar dacă eu, să spunem, vreau să par extrem de sigur pe mine și încrezător și bucuros cu viața mea, dacă eu nu sunt așa, această frecvență va ajunge la oamenii din viața mea și astfel ea va fi interceptată și se prea poate ca persoanele din jurul nostru cu care noi am vrea să fim într-o relație să perceapă această frecvență și să ne respingă pentru acest fapt. În al doilea rând, noi ne alegem partenerii cu subconștientul, nu cu conștientul. Adică eu în acest moment sunt interesat de un om în funcție de ceea ce eu găsesc, din punct de vedere vibrațional, la nivelul subconștientului său. Mai exact, în funcție de ceea ce subconștientul meu detectează că se află la nivelul subconștientului său. Pentru că, da, eu ca și conștient am anumite atribute în minte pe care mi le doresc la un partener. Însă, subconștientul meu, care este încărcat cu toată informația mea spirituală și emoțională pe care am acumulat-o până în acest punct al existenței mele, va detecta exact în fiecare persoană cu care eu mă întâlnesc ce anume am eu nevoie de la ea și mai ales dacă eu am nevoie de persoana respectivă pentru a-mi vindeca o traumă, pentru a înțelege anumite aspecte din viața mea și așa mai departe. Dacă subconștientul meu detectează o persoană pe care, să spunem, conștientul meu o identifică ca fiind de interes pentru mine, dar subconștientul meu consideră că acea persoană nu reprezintă pentru mine din punct de vedere spiritual ceea ce eu am nevoie, eu nu voi reuși să stabilesc o conexiune cu persoana în cauză. Și aici vorbim despre situații în care încerc să mă întâlnesc cu acea persoană și nu reușim niciodată. Încerc să comunic cu acea persoană, dar mă lovesc de un zid. Sau acea persoană încearcă să se apropie de mine și cu toate acestea simt că ceva lipsește. În fapt, eu interacționez în relațiile mele cu tot ceea ce se află la nivelul subconștientului meu și să spunem ceea ce eu încă nu conștientizez că este acolo la nivelul subconștientului meu. Poate eu în această existență nu am manifestat nimic din ceea ce conțin eu ca și ființă umană la nivel subliminal, însă acel ceva există și setează frecvența vibrațională pentru toate relațiile mele. Și dacă vreți să vedeți ce se află în subconștientul vostru, puteți să vă uitați la partenerii pe care îi alegeți, la oamenii care sunt în viața voastră, pentru că acești oameni reflectă exact punctele slabe, problemele, lecțiile karmice pe care le avem de învățat și pe care ne este greu să le acceptăm și pe care nu le-am accepta dacă nu le-am vedea reflectate, respectiv oglindite în alte persoane. Pentru că eu, spre exemplu, am dificultăți în a îmi aduce la suprafață o anumită lecție karmică. Însă momentul în care sunt pus în fața faptului împlinit și un partener vine și mă pune în fața acelei situații în care eu, datorită comportamentului lui, trebuie să mă confrunt cu o lecție karmică, atunci eu nu mai pot să evit acea lecție karmică și trebuie practic să mi-o însușesc. În al treilea rând, partenerul potrivit vine în momentul în care eu sunt deja împăcat cu mine însumi și nu aștept să vină cineva doar ca să umple un gol, doar ca să umple un loc liber din viața mea. Un partener nu este un element lipsă în viața mea. Un partener este cineva care vine să completeze ceva ce este deja complet. Adică
eu pot să împart cu o altă ființă umană din iubirea și bunătatea și compasiunea pe care eu le am deja la nivel energetic. Dar dacă eu nu le am și aștept să vină un partener să-mi umple acest gol, acest lucru nu se poate întâmpla, pentru că eu voi atrage la nivel vibrațional exact parteneri care au problemele mele nerezolvate. Și este firesc dacă stăm să ne gândim, pentru că acele probleme pe care eu le am din punct de vedere spiritual sau emoțional trebuie să fie cumva soluționate, și atunci eu primesc instrumentul de soluționare al acestor probleme prin acești oameni cu care eu mă întâlnesc. Deci iată, a vrea și a aștepta să vină un partener potrivit atât timp cât noi avem niște răni deschise este puțin probabil. Și o rană deschisă înseamnă că eu sufăr de singurătate, înseamnă că nu îmi place compania mea, înseamnă că mă consider insuficient de bun sau de inteligent sau de atrăgător ca să fiu ales de un alt partener. Iată, aici este, vreau să fac o paranteză importantă. Niciodată aspectul fizic nu este ceea ce determină o relație, chiar dacă nouă ne place să credem așa. Pentru că, în primă instanță, eu la nivel de subconștient interacționez cu subconștientul partenerului sau persoanei care este atrasă de mine sau de care sunt atrasă, și astfel se creează conexiunea. De multe ori spunem, da, această persoană este într-o relație pentru că arată bine. Sau de multe ori spunem, iată, acest om este foarte aspectos, arată foarte bine, oare de ce el nu este într-o relație? Însă aspectul fizic nu are legătură cu alegerile pe care noi le facem la nivel de subconștient în viața noastră amoroasă, în viața noastră romantică. Sigur că da, eu pot inițial să fiu atras de aspectul fizic al unui om, dar în final, pe termen lung, subconștientul meu și al partenerului meu va dicta dacă conexiunea noastră rezistă sau nu. Și de aceea este important să conștientizăm aceste elemente subconștiente din viața noastră și să ne conștientizăm traumele și să avem această disponibilitate de a le vindeca, pentru că eu se prea poate să fac alegeri din trauma mea și nu din dorința mea de a fi cu cineva și nu din compasiunea, din iubirea pe care eu le conțin. De aceea, partenerul potrivit nu este ceva ce eu pot să forțez. Eu nu am cum acum să mă hotărăsc și să spun gata, vreau să ies la 100 de întâlniri și să găsesc candidatul potrivit. Pentru că dacă spiritul meu nu se află într-o etapă evolutivă în care a identificat un alt spirit drept partenerul potrivit, eu nu voi face decât să mă îndrept către spirite, către parteneri care îmi accentuează rănile, care perpetuează exact ceea ce mie îmi lipsește la nivel vibrațional. Deci dacă eu sunt nevindecat după o relație distrusă, după un partener toxic și intru în următoarea relație, fără să petrec puțin timp cu mine, fără să mă vindec, fără să înțeleg de ce am ales acea relație toxică, atunci următoarele relații vor fi un dezastru, dar un dezastru din ce în ce mai mare. Pentru că eu voi fi din ce în ce mai frustrat și voi avea mai multe așteptări și am să spun, nu a fost să fie cu această relație, lasă că încerc cu următoarea. Și în următoarea relație eu vin cu bagajul tuturor așteptărilor din toate celelalte relații eșuate pe care le-am avut. Și pe măsură ce nu reușesc să mă conectez cu cineva la nivel emoțional, încep să mă gândesc că poate eu nu o să fiu cu nimeni, că poate o să rămân singur, că poate pentru mine nu există partenerul potrivit, când de fapt eu am de făcut un lucru foarte simplu, să găsesc partenerul potrivit, să fiu eu pentru mine persoana cu care mi este drag să stau, cu care îmi place să stau, cu care mă simt bine, și apoi, conform vibrației mele și frecvenței mele vibraționale de iubire și de acceptare, să găsesc pe cineva care este pe aceeași frecvență, dar acest a găsi pe cineva nu se referă neapărat la o căutare disperată a mea, ci se referă mai mult la a accepta această interacțiune care se întâmplă între spiritul meu și spiritul persoanei respective de la sine. Eu nu mai este nevoie la nivel de mental să caut disperat un partener potrivit, pentru că acesta mă găsește el din punct de vedere vibrațional, respectiv eu îl găsesc pe el prin simplul fapt că suntem pe o frecvență vibrațională apropiată și astfel, iată, putem să avem o relație de iubire, de acceptare în care creștem amândoi, în care suntem hrăniți la nivel vibrațional și respectiv nu o relație toxică pe care o am cu fiecare partener în parte cu care eu intru într-o relație, în momentul în care sunt nevindecat sau în momentul în care mă simt singur sau în momentul în care vreau să fiu într-o relație doar de dragul de a nu fi singur și de dragul de a fi totuși cu cineva sau pentru a satisface așteptările celorlalți.